Uite-l pe Petru. Cum e Lia? E bine, s-a trezit. E bine. Oh. E încă slăbită, dar e bine. Doamne, Doamne, îți mulțumesc, Doamne. Mama, gata, de ce plânge acum? De la stres. Lasă. Greu încă n-a trecut. Mai are până să-și devine complet, dar măcar poate să vorbească acum, poate să ne țină de mână. Pot să o văd. Da, dar nu acum, că încă doarme. Îți mulțumesc, Petru, că ai atâta grijă de ea. Dar normal, Maria. O iubesc. Aș face orice pentru ea. Și îți promit că voi avea grijă mereu de ea. Și că nimeni nu o să mai facă rău niciodată. Te-ai jucat cu ochelarii mei. Ai putut să-i pui. Ce faci, mamă? Andin, uite, nu-mi găsesc ochelarii. Sunt cam amețită. De ce? Stai jos un pic. Păi m-am certat cu sora ta. Vă iubiți iar? A aflat că eu am semnat documentele de divorț, știi? Dacă ai ști ce mi-a spus, nu o să mă ierte niciodată fata asta. Dar eu nu știam ce semnez, Andy. Nu știam, mă crezi? Dar, mamă, încetează, normal că te cred, gata. Unde e acum? Cine a ales, nu știu, a ieșit. I-am zis că vin, dar mă evită. Și pe tine. Mama. În ziua în care Lia a fost împușcată, Alice era la Gianni. Doamne, doar nu crezi că... Ei, gata, liniștește-te. Nu știu, da. Te miră, m? Ar face orice să scape de Lia. Ar și omorâ, da. Nu, 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 Andy, adică... Mama, te rog, deschide ochii, dar... ascultă-mă. Alice, pa. Gata, a luat ora asta definitiv, înțelegi? Trebuie să avem grijă de ea. Mamă. Foarte bine că ar face chiar orice să scape de Lia, da? O cred în stare și de crimă. Chiar o cred. Carla? Da? Tu ai un iubit? Nu. Nu? Nu. Hai mă, spune-mi că nu-l împușc. Dar nu am niciun iubit. Tavi mi-a zis că tu și cu maică sunteți. Ce suntem? Prieteni. Prieteni? Da, ne știm de când mama lui lucra pentru tine. Dar nu suntem prieteni, am mult spus prieteni. Tavi mi-a zis că... crede că ești îndrăgostită de el. Îndrăgostită. Și din cauza asta s-ar putea să-i spui lucrul lui Petru. Să-i spun lucrul lui Petru. Poate câmpi, nu. Am fost la ei ca să aflu ce fac tot pentru tine. Da? Ca să te ajut pe tine. Aș fi foarte trist să fiu trădat de propria mea fică.
vrei să fac? Să-ți demonstrez că nu te trădesc? Nu știu. Zici ce vrei să fac. Nu știu. Mai știi când erai mică și te certam că nu termin tot din farfurie? Nu-mi plac lucrurile neterminate. Și vrei să termin eu? Da. Pentru că pe tine nu te răbănui nimeni. Asta din pădurea adormă. Sau poate n-am văzut bine. Dorm? Aici. Am venit să te întreb cum a fost în comă. Alice, ce cauți aici? Ai văzut luminița de la capătul tunelului? Ești afară. Alice, ești afară imediat. Relaxează-te, dragă, relaxează-te, că nu-ți fac nimic. Alice, deocamdată. Ești nebună, ești afară acum. Ți-am venit să-ți spun că atunci când ai fost în comă, ai divorțat de tine. Minți. Minți. Ești afară. Ești afară imediat. S-a căsătorit cu mine. Minți. 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 Ești afară. Ia mâna de pe mine. Ia mâna de pe mine. Ia mâna cu ideea asta. Minți. Dorme acolo, hai. Minți. Ce s-a întâmplat aici? Aparatele au sunat și am venit să văd ce se întâmplă. Tensiunea arterială este sub limita normală. Ce stai? Du-te repede, cheamă un medic! Du-te!